lucrăm, noi lucrăm și lucrăm, zic eu, calitativ, lucrăm mult mai bine și chiar ne cerem scuze pentru acel disconfort pe care o să-l avem pe calea Craiovei, panta pe calea Craiovei, lucrăm. Mă rog, ne-a pricopsit Dumnezeu și cu partea aia care era parte națională. Dar asta e, ne pricopsește Dumnezeu cheltuială, că venitul nu ne mai dă. Alte zone unde lucrările se apropie de final sunt Crinului, Sfânta Vineri și George Coșbuc. Edilul Piteștiului Tudor Pendiuc a ținut să precizeze că lucrările pot continua și la baza de agrement din zona Trivale, în ciuda problemelor speculate. Vă asigur pe toți și asigur și pe piteștini că la baza de agrement din Trivale nu e niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Dacă cuiva îi alunecă mintea în vale, e treaba lui. Dar acel bazin n-alunecă, vă spun eu. N-alunecă. A fost un proiectant autorizat. E un constructor care este cu mare experiență. La capitolul investiții, Primăria Municipiului Pitești a absorbit până în momentul de față 100 de milioane de euro nerambursabili.